Iranul provoacă alertă internațională. Agenția Internațională a Energiei Atomice a anunțat discuții cu Iranul după ce în presă au apărut informații că s-ar fi reușit îmbogățirea uraniului la un nivel de 84%. Nivelul de îmbogățire a uraniului depășește cu mult nivelul de 3,67% stabilit prin acordul de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian, încheiat cu marile puteri, și se apropie de nivelul de 90% al îmbogățirii uraniului necesar în vederea producerii unei bombe atomice. Organismul de supraveghere nucleară al ONU a declarat că poartă discuții cu Iranul cu privire la rezultatele recentelor activități de verificare, la scurt timp după ce Bloomberg News a relatat că a detectat uraniu în Bogățit la o puritate de 84%, ceea ce este aproape de cantitatea necesară a armelor atomice. Agenția Internațională pentru energia Atomică este la curent cu relatările recente din mass-media referitoare la nivelurile de îmbogățire a uranului în Iran. Agenția care inspectează instalațiile nucleare iraniene semnalează evoluțiile semnificative ale activităților Iranului, fie în rapoarte ad hoc către Consiliul Guvernatorilor, format din 35 de țări, fie în rapoarte trimestriale periodice publicate înainte de reuniunile Consiliului. Iranul îmbogățește uraniu până la o puritate de 60% din aprilie 2021. În urmă cu trei luni a început să îmbogățească la acest nivel într-un al doilea sit, Fordow, care este săpat într-un munte.